Este Cristian Ignat și sunt alături de Bogdan, colegul meu de la Două Parale. Am avut împreună, cred că, sute de întâlniri până acum cu business-uri mici, medii sau foarte mari, ele, întâlnirile face-to-face sau prin intermediul online-ului, prin e-mail sau meeting-uri pe Skype, în care ne-am dat seama că decizia de a investi în anumite canale se ia în funcție de knowledge-ul pe care îl are persoana responsabilă de online. Și de cele mai multe ori această decizie pornește de la unele mituri din zona de conversion. Și despre asta o să vorbim astăzi. O să încercăm să să demitizăm, demistificăm. 5 mituri pe care noi le-am întâlnit până acum în aceste întâlniri avute. Bun, noi în principiu vindem conversii clienților, făcând PPC, SEO, afiliere, făcând în principiu performance marketing, vindem conversii. Și aș fi curios pentru început cât dintre voi lucrați cu clienți de aici. Ok, și câți dintre voi sunteți clienți? Ok. Bun. Prima chestie, deși pare foarte simplă, prima chestie de care ne-am întâlnit întotdeauna a fost că online nu se fac conversii. Pentru că, cu diverse variante, consumatorii, clienții mei nu sunt online, sau clienții mei nu caută pe Google, sau, nu știu, pe Facebook sunt doar copii, sau pe YouTube sunt doar copii. Sau și așa mai departe. Și e destul de greu să-i vinzi cuiva conversii care nu crede că poate să vândă, că poate vinde online. Și pentru asta sunt două abordări, cel puțin pe care le-am folosit noi. Prima abordare e să vii cu cifre. Am avea un client foarte, foarte mare, cred că avea peste 100 de milioane de euro cifre de afaceri. Și când am văzut că el nu investise aproape nimic online, pentru că nu credea că acolo e publicul lui. Aș adăuga eu aici ceva cu clienții noștri, să uită la TV. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu un client destul de mare din zona pharma și ne uitam împreună pe Consumer Barometer. Ei investesc foarte mulți bani în TV și ne uitam împreună pe Consumer Barometer și este o întrebare de genul dacă s-a făcut un sondaj, știți despre Consumer Barometer? Să spun că știți, da? Afișează comportamentul publicului țintă pe care ți-l segmentezi tu când vine vorba de achiziția online. Comportamentul sau online, când vine vorba de achiziția offline. Online sau offline, de achiziție. Este o întrebare acolo dacă publicul tău stă pe internet în timp ce se uită la TV. Da? Și dacă selectezi limba ca și țară România, o să vezi că 50% din ei au răspuns că da. 50% din publicul online, conform Consumer Barometer, stă online și se conectează la internet în timp ce se uită la televizor. Este un procent foarte mare. În comportament, da, destul de des întâlnit, se întâmplă și la noi. În UK mai ales și state foarte interesante, foarte folosit Twitter-ul, de exemplu. Când oamenii stau online, se uită la TV, scriu pe Twitter și comentează serialul preferat sau Super Bowl-ul sau nu știu la ce se uită ei. Bun. Și eram cu clientul respectiv și am zis, hai să vedem cum te numești tu, X, hai să vedem câte căutări ai tu pe Google. Și l-am comparat cu concurenții lui. Și surprinzător, el era cel mai căutat pe Google. Și am zis, așa un pic că tu zici că nu ești pe Google, dar tu de fapt ești pe Google, ești pe internet. Pe urmă am dat site 2 puncte. I-am căutat de fapt, pe urmă i-am căutat numele. Și erau, nu știu, vreo 500.000 de pagini pe care apărea numele lui. I-am dat numele. Și pe urmă am pus și cuvântul blog, da? Și erau, nu știu, 100.000 de pagini de bloguri unde se vorbea despre el. Și așa mai departe. Și în momentul ăla, cumva și el și-a dat seama, dar i-am zis și noi că, deși el nu crede că e pe internet, el e de fapt pe internet, mai mult consumatorii lui sunt pe internet și vorbesc despre el pe internet.
Și și mai mult, toți ceilalți concurenți ai lui sunt pe internet. Și deci, cumva, cumul ăsta de trei factori, din cumul ăsta de trei factori a rezultat că, pentru mine, că și el e pe internet, deși el nu controlează niciun fel mediul ăsta. Și deci, primul lucru, ziceam că poți să faci, te uiți la cifre, da? Sunt mai mult de jumătate din români, sunt online. Cifrele variază conform studiilor, na, sunt între 10 milioane și 11 milioane. Cam astea sunt toate studiile pe care din piață. 2 milioane sau 3 milioane, acum au văzut că a zis Google-ul, de români au cumpărat online. 86% caută pe Google. Mai mult de jumătate sunt pe YouTube. Deci sunt niște statistici pe care puteți să le găsiți de destul de simplu. O să vă arătăm și prezentarea la final. Ideea e că sunt foarte mulți români online care pot fi găsiți. Fie pe Facebook, fie pe YouTube, fie prin Google, fie prin afiliere, fie pe bloguri, fie pe social media și așa mai departe. Și asta e prima metodă. Și acum aș vrea să vă întreb a doua metodă pe care am folosit-o cu succes. E care e primul lucru pe care îl faceți dimineața când vă treziți? Și avem trei variante aici. Mă spăl pe dinți, da, fac duș sau îmi verific telefonul. Cât se spală pe dinți primul lucru dimineața? Ok, avem 3-4. Cât fac duș primul lucru dimineața? Nimeni? Cât își verifică telefonul primul lucru dimineața? Sigur vă spălați pe dinți împreună cu telefonul. Asta ar putea să fie un feature bun pentru telefon. Îți facă telefonul impermeabil la duș să poți să verifici la telefon. Voi, cei care au ridicat mâna că primul lucru pe care îl fac dimineața îl spală pe dinți, nici cu un alarmă pe telefon, e curiozitate. Eu nu folosesc telefonul ca și alarmă. Pe tine te-a văzut prima dată. Ba da, nu închide alarmă. Da, asta e o metodă de trezire la mine, când deschid telefonul și mă uit pe ce meniuri am primit, mai deschid. Dragul meu, acum am apărut astea mai noi, știi, și bâdâie dimineața. Jobul. Da, foarte, foarte frumos. Păi asta apare și alea cu ecrane și o să fie. Da. Și cumva, pe slide-ul anterior zisesem că, da, 61% dintre români accesează internetul pe mobil, da? Românii, primul lucru pe care îl fac dimineața este să uită la telefon. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, nu cum zicea un coleg de-al meu, că, de frate, dar vrei să-i pui reclamă dimineața când se... A luat total de greșit subiectul. I-a zis, nu trebuie să-i pui reclamă dimineața, dar în principiu românii, da, și folosesc mobilul. Noi două paralele avem magazine care vând mai mult de 50% sau mai mult de 50% din vânzări se desprinde pe dispozitivele mobile, da, și facem performance, adică facem AdWords, facem afiliere, deci pe se poate. Și asta e luată dintr-un studiu cumva comandat de Facebook, dar după cum ați văzut e pe bune, care zice că în primele 15 minute, 80% din oameni, în primele 15 minute de când se trezesc, își verifică telefonul. Și aș vrea să vă întreb și care e ultimul lucru pe care face seara? Cine își verifică telefonul, ultimul lucru seara? Da. Seara, aproape toată lumea. Pe urmare, asta nu e o problemă. Dacă cineva... Eu verific ce fac eu. Poți să te uiți pe Consumer Barometer și vezi. Adică e folosit în principiu la research, la jocuri, la social media, YouTube. Da, nu e pe ore, dar seara eu, de exemplu... Sunt diverse comportamente de consum. Nu știu, eu mai intru din când în când seara să mă distrez înainte să mă culc, intru pe 9gag. Unde puteți să mă găsiți pe reclamă ață, să mă găsiți pe 9gag. Nu cred că sunt tocmai targetul 9gag, dar... Dacă facem o targetare comportamentală, s-ar putea să mă găsiți pe acolo. Și până urmare, și cu cifre, și cu chestii mai amuzante, așa, nu putem să zicem dacă românii nu sunt online. Pentru că românii cumpără online, citesc horoscopul, se uită la cursul valutar și așa mai departe. Și problema care se pune, ok, sunt online, dar cum facem să-i adresăm eficient? Putem oare să-i adresăm eficient, nu știu, prin bannere sau prin social media, sau prin YouTube, sau prin network, sau prin afiliere? Nu știu, o să vedem. Apropo de asta cu telefoane mobile, primul lucru pe care îl faci dimineața și pe care îl faci seara, la Vodafone, Orange și Telecom, dacă nu mă înșel, iPhone 6 este cu stoc minus.
da, care abia s-a lansat. Deci este o rată de adopție a smartphone-ului la noi huge, huge. Și cei care urmează să-și cumpere iPhone 6 am un film. Pe România 27% din români, conform unui studiu de pe Wall Street, făcut de Orange, citat de Wall Street, 27% din români pe 2014 au smartphone, iar în 2017 o să crească, o să dubleze, o să fie aproape 52% din toți românii. Vă imaginați asta probabil pe București, dacă la nivel național sunt 27% din români, probabil că pe București, nu știu, 60-70% din bucureșteni probabil că au deja un smartphone. Bun, și ziceam că o soluție pentru a targeta, poți să mă ajungi pe mine până termină și până te ajut și pe tine cu... Și pointerul... Ziceam că o soluție pentru campanie sunt campanie de performance. Putem să picăm în cealaltă extremă, că acum în ultimul timp, sau cel puțin de când e performance-ul, de când e Google-ul la modă, să zicem așa, absolut toate campaniile încep să fie de performance. Și să cumpără afișări în sistem de performanță, să facă o mulțime de nebunii care și toate sunt vândute ca și performance. Performance-ul e foarte strict legat, n-ai cum să faci performance, după cum o să vedeți, dacă nu legat strict de conversii. Și acum cu toții știm așa, avem câte o idee ce înseamnă campanii de performance. Recunosc că aveam și o idee, aveam mai multe, dar culmea, cineva ia bea chiar ca studia chestia asta și zic că o campanie să poată fie considerată de performance, trebuie să urmărească 4 chestii. Și după cum vedeți din câte mă uit eu, cam toate 4 sunt orientate spre conversii. Primul lucru că e că acea campanie trebuie să convingă utilizatorul să facă ceva, da? Dacă utilizatorul, de exemplu, a văzut un banner, nu înseamnă că a făcut ceva. Trebuie să dea un click, să completeze un formular, să facă o achiziție și așa mai departe. A doua condiție este ca relația dintre campania de advertising și acțiunea consumatorului să poată să fie clar măsurată. Să știi câte click-uri, câte completări de formular și așa mai departe au fost făcute. A treia campanie, ca advertiserul să poată să optimizeze în timp real campaniile. Nu știu câți dintre voi ați lucrat cu media planuri sau când nu exista măsurare în timp real. Deci aș vrea să fiu și de obicei directorul zicea asta. Directorul ar citea, nu știu, ZF.ro, da? Și zicea cumpăra afișer pe ZF.ro. Mulțumim. Și cumpăra afișeri și trimitea acolo și afla rezultatele. Nu știu dacă afla vreodată, de fapt, rezultatele campaniei. Nu se punea problema de optimizare în timp real. Și se întâmpla, nu știu, erau situații funny în care oamenii aveau ca target Bucureștiul și se duceau și căutau din ea și pe calculatori, intrau pe ZF și ziceau, bă, dar nu văd bannerul. Păi tu unde ești acum? Păi sunt în Iași. Da, știi că noi targetăm Bucureștiul, că... Și este tot felul de povești de astea interesante. Și ce le-am făcut? Nu te zic că nu ai afișat, dă-mi un screen. Dă-mi, asta era așa cum la parteneriatele media, e dovada supremă că partenerul și-a respectat promisiunea. După ce pui bannerul, trebuie să-i trimiți un print screen. Și cele mai multe cazuri, dar zice, aproape toată, nu prea am văzut campanii de performance care să nu respecte asta, în cele mai multe cazuri, modelul de plată este legat de acțiunea utilizatorului. Deci dacă utilizatorul trebuie să completeze să completeze o formulare, poți să plătești pentru completările de formulare. Dacă trebuie să dea click-uri, poți să plătești în funcție de click-uri. Dacă te faci vânzări, poți să plătești în funcție la vânzări și așa mai departe. Poți să... Da, sigur. Exemple de campanii de performance, nu știu, în auto, să completeze să pot face campanii prin care tu plătești ori la click, ori dacă cineva completează un formular cu o cerere la drive test. În banking ar putea să fie dacă cineva caută card de credit și ajunge pe site-ul tău sau completează un formular cu o cerere de completare de credit card. Trece peste asta mai repede. Asta e un grafic foarte interesant care arată campaniile în funcție de modelul de plată, da? Și pleacă de la CPM, care cred că știe toată lumea, da? CPM, cost per mare, cost per mie de afișer, ce înseamnă. Pleacă de la CPM și ajunge la CPA, care e cost per acquisition.
Vedeți, CPC-ul e părțit. CPC poți să faci și pentru favorite, nu trebuie să faci neapărat, performance. Chiar am citit un studiu acum de curând că inclusiv Google Search-ul, care în principiu e un mediu între cele mai puternice medii de performance, ajută la îmbunătățirea brand awareness-ului cu, lor le dăduseră cu 6% în studiu. Se pot vedea că spre stânga unde aveam campaniile orientate spre awareness, contează reach-ul, contează volumul, contează să ai volum, da? În dreapta contează foarte mult calitatea și nu cantitatea. Campaniile din dreapta sunt orientate spre performanță, spre achiziție, totul e calificat, totul e targetat. Asta tot din Think with Google, vă recomand să intrați pe site-ul ăsta, că o să vedeți niște studii de caz foarte, foarte interesante acolo. Prezintă practic niște studii de caz care prezintă cum ajung oamenii la decizia de achiziție. Da? Sunt mai multe canale, e-mail, paid search, afiliere, e-mail marketing și așa mai departe. Și cât dintre voi știți ce e un buying cycle sau un buying cycle, să zicem? Customer journey, buying cycle, drumul pe care parcurge utilizatorul de când își manifestă cumva, de când află despre chestie și ajunge până la decizie. Dă-mi un pic că o să explic aici. Asta e una dintre marile dileme și în România, dar și în afară la noi. Pentru că oamenii în general, când ne uităm, nu știu, când ne uităm în Analytics, de exemplu, sau când ne uităm pe sursele de trafic, noi avem prima tendință este să separăm total, să punem ca niște setare, așa, oamenii care au intrat în SEO, care au căutat pe Google, îi punem în setarul ăsta, oamenii care au dat click pe un e-mail, îi punem în setarul ăsta, oamenii care au dat click în afiliere, îi punem în setarul ăsta. Oamenii care au dat click pe un banner, îi punem în setarul ăsta și considerăm că sunt diferiți, vedem fiecare setar câte conversii ne-a adus, calculăm, deja aici se opresc majoritatea, calculăm un cost pe conversie, ok, și zicem că afilierea e extrem de eficientă, dar campania de email marketing nu e eficientă sau invers. Ce se întâmplă în realitate e că oamenii dau câteva zeci de click-uri pe diverse medii până de la primul click și până ajung să achiziționeze de pe site. Și aici puteți să vedeți, din păcate, pe România nu este, dar puteți să vedeți drumul de path to purchase, drumul de la manifestarea interesului și până la achiziție pe diverse canale. Și, în general, oamenii încep cu display click, un click dat pe rețeaua de display, și ajung să achiziționeze intrând direct pe site. Ca să înțelegeți mai clar, o să vă dau un exemplu, nu știu, să presupunem să luăm un magazin online, Evomag, să vă pun o întrebare. Avem evomag.ro și Evomag se zice că își face PPC, își face afiliere, își face unde Olivian SEO și face și o campanie de email marketing. Și avem un utilizator care prima oară vrea să-și cumpere un laptop. Intră pe Google, caută laptop, prima oară dă click pe... Caută pe Google, dă click, vede o reclamă la laptop de la Evomag și dă click. Ajunge pe site. Bun, în momentul ăla considerăm că vizitatorul respectiv e adus de canalul SEO. După asta, îi se pare interesant laptopul de la Evomag, se abonează la newsletter ca să primească niște oferte mai bune eventual, la a doua zi primește un newsletter, de iar click, iar ajunge pe site-ul Evomag. Deci avem SEO și e-mail, da? A treia oară, ce face? Intră, se apucă să citească review-uri de laptopuri și intră pe site-ul unui blogger, să zicem, unde vede review-uri la laptopuri. Dă click, ajunge iar la Evomag. Pe același ajunge iar la Evomag. Și nu știu dacă face asta de pe device-uri multiple. De pe device-uri multiple, da. Dar să luăm un singur device ca să fie mai simplu. Și a patra oară ce face? Caută pe Google laptop fix modelul ăla și prețul și vede că prețul de la Evomag e cel mai mic. Dă click și cumpără. Ei, ce se întâmplă în momentul ăsta e că NetDots... Sau bun, hai să mă întreb, cine a adus vânzare?
Și prima dată. Ce mai să spun? Cum? De exemplu, de o prima dată și ultima dată ai intrat pe canal SEO. Nu, prima oară a căutat, forma de a click pe reclamă plătită. Sau hai să vă întreb, poate să zică cineva cu siguranță când spune-te. Campania de marketing. Campania, bravo. Uite, asta e un răspuns foarte bun. De singur răspuns, nu a făcut pe ce nu a făcut. De obicei primim răspunsuri de, nu, afiliera a adus, adus vânzarea sau PPC-ul a adus vânzarea. Noi și noi avem, ne confruntăm destul de des cu problema asta în afiliere, în care vin clienții și zic, a, dar stai puțin, că ce s-a întâmplat de fapt e ok, a dat cineva click pe link-ul unui afiliat, că a pus afiliatul la un banner la el pe site, dar pe urmă același om a căutat și pe Google și a dat click pe reclamă plătită. Deci ce s-a întâmplat de fapt e că PPC-ul mai a dus vânzarea. Adică las click. Și oamenii în general fac, și cu asta se termin subiectul ăsta că e destul de complicat, oamenii fac confuzia între model attribution, modul în care faci tu atribuirea conversiilor, care poate fi last click, first click, linear și așa mai departe, poți să faci chiar modelul propriu, și felul în care plătești, fiecare canal de promovare. Problema asta noi avem la noi, fiind canalul strict pe afiliere, pe conversie, cu plata pe conversie. Oamenii zic ok, dar după cum vă ziceam mai devreme, ultima oară stai un pic, că n-a venit din afiliere, a venit din, a dat cineva click pe bannerul ăla, pe blogul respectiv, dar n-a venit, conversia n-a venit din afiliere, a venit pe un SEO sau pe PPC sau pe e-mail, că n-a fost ultimul click. Adevărul e că nimeni nu știe dacă fără afiliere cazul ăsta sau fără PPC sau fără SEO sau fără e-mail sau orice altceva în alte cazuri, nimeni nu știe dacă vânzarea aia mai avea loc sau nu. Și cum e corect să abordați, și asta e o chestie foarte tehnică, din experiență, e bine să reglați canalele astea în funcție de, să faceți model attribution, și aici Liviu cred că vă poate povesti, nu știu dacă are ceva, nu astăzi, dar vă poate povesti în general. E bine să faci chestia asta și să reglați fiecare canal din butonașul pe care îl aveți. Și la PPC, butonașul este costul per click, da? Dacă CPC-ul considerați contează mai mult, modificați sau bugetul, sau văd că eu nu se... La întrebări. În afiliere e comisionul pe care îl dați, nu știu, în e-mail e fiul pe care îl plătiți către firma care vă trimite e-mail-ul și așa mai departe. Da, ideea e că comportamentul unui utilizator pe online este foarte... Poate uneori să ne se pară nouă haotic, dar în același timp este normal, că noi când ne punem în pielea consumatorilor, noi facem chestiile astea. Noi dacă mâine ne căutăm o vacanță să mergem în Viena de Crăciun și începem să facem de mâine research-ul, începem cu Google, ne uităm pe rezultatele pe care le găsim acolo, mai citim niște review-uri, ne uităm după aia pe site-uri cu obiective turistice din Viena, mai intrăm și poimine și răspoimine, mai vedem un banner, mai dăm click pe un banner, mai căutăm încă de vreo 3 ori pe Google și iarăși dăm click pe reclame și așa mai departe, da? Deci e foarte greu să dai seama de canalul care a fost critic în luarea deciziei. Așa. O problemă pe care am întâmpinat-o eu destul de mult este că Google Ads este foarte scump. Scump sau foarte scump. Am fost la o întâlnire cu un business chiar destul de mare, aș zice eu, cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro. Și prima întâlnire cu persoana care conducea business-ul respectiv a fost, băi Cristi, zi-mi și mie ce se întâmplă dacă opresc AdWords-ul. Și am rămas oarecum șocat așa, adică mă gândeam că discutăm despre cum să optimizăm acest canal, să-l facem să fie mai performant decât este el în momentul de față. Și mi-a zis că nu, că zi-mi ce se întâmplă dacă eu îl opresc în momentul ăsta și las oprit o lună, două, trei. Și am întrebat, de ce? Păi nu, că plătesc foarte mult bani la Google și nu e profitabil pentru mine. Ok, hai să vedem de ce nu este profitabil. Nu, dar zi-mi ce se întâmplă dacă-l opresc. Și am avut o felul de discuții care pornea de la faptul că Google AdWords este scump. Este un canal scump, care costă prea mulți bani. Bun, și eu am văzut două posibile probleme la chestia asta. De ce Google AdWords este scump? Și o să rog să mă ajut. Una încă frecventă
este poziția în Google. Încă mai sunt clienți care vin setați pe ideea de a fi numărul 1 în Google. Da? Și vin setați, ok, eu vreau să încep o campanie și vreau să fiu pe locul 1 în Google. Și zic, ok, dar de ce? Păi nu, că vreau să fiu pe locul 1, că dacă o să fiu pe locul 1 o să și vând și așa mai departe. Este foarte ușor, este banal pentru o companie care face, care are servicii de Google AdWords să mențină clientul pe locul 1 în Google. Dar o să-și dea seama clientul respectiv după foarte puțin timp ales, că e neprofitabil. Și o să vă întreb pe voi, când a fost ultima dată, sau prima dată, eventual, când ați căutat ceva pe Google, da? Ați intrat pe Google, ați căutat ceva, ați dat click pe prima reclamă, ați găsit ceea ce voiați, ați dat click adaugă în coș, ați finalizat plata, ați plătit produsul și erați foarte, foarte încântați. Da? Când s-a întâmplat chestia asta ultima dată? Că mie nu cred că mi s-a întâmplat. Și ai dat click pe prima reclamă, ai adăugat... Deci tu ești cel care a cumpărat... Am înțeles. Era ceva foarte, foarte specific și... Da, era merita să încerci. Eu, de exemplu, cum fac și asta și chestia asta am văzut, ok, n-am făcut chiar științific, dar a plecat de la cum facem noi, era că... În general, oamenii când caută cel puțin un produs mai scump, ok, dau click și pe prima reclamă, și pe a doua, și pe a treia, și pe a patra, și pe a cincea, și faci research, iar și costul pe conversie e destul de asemănător, că costul pe conversie de fapt e asemănător, chiar și volumul de conversie sunt asemănătoare, nu? La... Cred că da, ca volumul scade foarte mult, și practic costul pe conversie. Deci, contează oricum foarte mult produsul sau serviciul pe care îl vinzi. Cum zicea colegul din sală că lui s-a întâmplat. Da, se poate întâmpla. Dacă vorbim de un serviciu precum tractările auto, da? Dacă vorbim de tractări auto, cineva caută de pe mobil tractări auto București, persoana aia cred că are o problemă pe care vrea să o rezolve atunci. Da? Și caută, dă click pe reclamă, eventual are click to call, sună și nu mai stă să caute și în alte părți. Ambulanță veterinară. Ambulanță veterinară. La fel, ai o problemă cu cățelul, s-ar putea să nu mai stai să analizezi. Ok. Am povestit despre asta. Bun. Două lucruri foarte importante pe care le-aș sublinia eu cu privire la poziția în Google. A circulat la un moment dat această imagine, ca și viral, care spune că you know you are desperate for an answer when you reach the second page on Google. Da? Și asta, pe lângă faptul că este un pic haioasă, are un mare adevăr în spate. Și anume faptul că publicul care ajunge pe a doua pagină din Google, bă, chiar își dorește ceea ce a căutat. Da? Și chiar își dorește ceea ce a căutat. Ei, și atunci, cu cât coborăm mai jos în rezultate, acest lucru ne spune că dorința de achiziție a produsului sau serviciului respectiv este mai mare. Da? Că există și bancul ăla. Cum faci să scuzi ceva bine, bine, bine? A, pui pe a doua pagină. Pe a doua pagină în Google. Și... al doilea lucru, o să mai dai dată, te rog. Nu? Ba, ai dat N, cred că. Oh! Nu-i nimic, o trecem rapid cu toată prezentarea. Okay. Ah. Noi am trimis-o, noi am trimis-o greșit. Ați văzut și prezentarea de la coadă la cap? E ok, nu? Așa. Mai deodată. Ok. Și al doilea lucru, nu. Al doilea lucru, foarte important, este că o persoană care a ajuns pe poziția de pe numărul 6 în Google, înseamnă de regulă că persoana respectivă nu a găsit ce a căutat la concurența ta. Da? Cel mai probabil a dat 1, 2, 3 și 4, până pe reclama 5 sau pe reclama 6 pe care ești poziționat tu și nu a găsit produsul căutat la concurența ta. Deci sunt două lucruri esențiale din punctul meu de vedere. Da? Nevoia crește pe măsură ce poziția scade și faptul că nu a fost produsul respectiv nu a fost găsit la concurența
Testați asta. Dacă aveți produse mai scumpe, unde știți că ciclul de cumpărare e ceva mai lung, micșorați bidul și vedeți dacă, lăsați o săptămână, două săptămâni și vedeți dacă funcție de și câte ciclu de achiziție și vedeți dacă numărul de conversii, dacă numărul de conversii scade. Noi am făcut testul ăsta și aici este un screenshot, nu știu cât de bine se vede. Însă, pentru clientul acesta avea un volum destul de interesant de mare de conversii, de pe poziția medie 5, 6 și 7, 1. Observați campaniile, a doua și a treia campanie, au poziție medie pe 6 și 7. Deci o poziție medie destul de joasă, pentru care de multe ori clientul ar zice, bă, dar eu nu dau niciodată click acolo, nici nu mă uit pe pozițiile respective, nu dau click acolo. Da? Și, contrar așteptărilor clientului respectiv, observăm că vine un volum chiar interesant de conversii și au un cost mic pe conversie. Ce am făcut când am văzut acest lucru a fost, practic, din reflex aproape, să cresc bidul, da? Să fiu pe poziție superioară, pentru că așa zice teoria, că ok, dacă convertește bine pe poziția 6 și 7, mamă, pe locul 1 o să rupă, o să-mi bubuie volumul de conversii, ok, la un cost un pic mai mare. Ce s-a întâmplat în cazul acesta este că a crescut foarte mult, mai mult de dublu, costul pe conversie, dar volumul de conversii nu a crescut nici măcar cu 10%. Da? Pe poziția numărul 1. Mai ajută-mă, te rog, un pic. Să nu faci poze. Și atunci când vine vorba de prima poziție, e foarte important să-ți pui întrebarea dacă chiar contează pentru tine să fii primul pe locul 1 sau dorești mai mult să ai vânzări. Ok? Ne-am mai pus, să dau ceva din casă acum, am mai pus poza asta și stabiliserăm că o scoatem, că data trecută din sală s-a uitat. Și am stat, eram de mai... Nu pot să păstrez. Ok. Trimite, Mihai, trimite prezentarea. Mai ajut. Așa. Bun. E gata? Ah, ok. Hai că merg foarte, foarte repede. Nu mai vorbim. Este să verifici corect canalele cu care compari Google Ads. Da? Și aici este un screenshot din Google Analytics. Era cumva aceeași problemă pe care am zis eu, că na, Google Analytics se vedea, erau toate ordonate și ziceai că una merge mai bine sau alta merge mai rău. Dar de fapt trebuie să te uiți fiecare canal cum contribuie. Exact. Și vezi care e profilul clientului, care e profilul vizitatorilor din canalul respectiv. De exemplu, dacă ne uităm aici, la prima vedere, Google Organic ne-a adus cele mai multe conversii și volumul cel mai mare de vânzări. Da? Deci volum de vânzări și valoarea vânzărilor. Dar ne punem următoarea întrebare. Și rata de conversie este cea mai mare. Dar ne punem următoarea întrebare. Cât la sută din publicul care vine din organic reprezintă trafic din brand? Pentru că de foarte multe ori, cel mai mare public care caută în care vine din SEO, vine din căutarea pe brand. Publicul nostru caută altex.ro în Google. Caută www.altex.ro în Google. Și așa mai departe. Bine să eliminăm acel brand și să comparăm după aia cuvintele cheie care rămân. După aia este CPC care are cea mai mică rată de conversie, urmează traficul direct. Traficul direct înseamnă publicul care intră direct pe site. Deci un public deja familiar cu site-ul respectiv, este normal să aibă o rată mare de conversie. Urmează Facebook. Facebook este un canal care este comparabil. Da? Poate fi un canal de tip pay-per-click. Și poate fi comparabil. Este foarte ok să compari ca și performanță AdWords cu Facebook. După aia urmează email marketing, care are o rată de conversie incredibil de mare și au zis, bă, dar gata, investesc numai în email marketing și nu mai am nevoie de celelalte canale. Stai puțin că până să ajungi la o listă de abonați, sunt sigur că ai investit și în AdWords și în SEO și așa mai departe. Și sunt vizitatori care vin din email marketing, sunt vizitatori care și-au dat ei de bună voie acolo adresa de mail și s-au abonat la newsletter-ul vostru. Sau mai mult decât atât, poate au și comandat de vreo 10 ori. Bun. Aici sunt câteva întrebări pe care, care sumarizează ce am povestit eu. O să trec peste ele. Bun. Și ultima parte. Să o zic și pe asta, nu? Că YouTube este scump și nu mă ajută. Da? YouTube este foarte scump și nu mă ajută la nimic. Știți pe YouTube reclamele alea care apar în fața utilizatorului și
de regulă comportamentul nostru este să mutăm mouse-ul fix în dreptunghiul unde este skip și stăm cu mouse-ul acolo și așteptăm, hai, 3, 2, 1. Se pare că nu au de ce să fie reclamele respective. Acele reclame sunt prin YouTube, da? Și din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, mi se par că pot fi destul de eficiente pentru un client. Aici sunt câteva date despre reach-ul pe care l-ai pe YouTube, dar o să dau skip, oricum primiți prezentarea. 49% din... Important e că din 2012 și acum probabil că cifrele alea sunt ceva mai mari, deci... 84% e suficient. Adică e mai bine ca televizor. Nu, dar e din românii care sunt online. Românii care sunt online. Okay. Adică, da, găsiți doar 9 milioane de români pe YouTube. Cu restul va trebui să vă descurcați. Deci, din punct de vedere reach, ai un reach fantastic. Acum să vedem dacă e și eficient YouTube ca și canal de performance. Că discutăm despre performance. Când spunem YouTube, în general nu vorbim de performance. YouTube este un canal pentru branding și awareness. Dar brandingul și awareness-ul poate ajuta foarte mult și ajută în general foarte mult în creșterea performanței. Bun, două chestii despre YouTube. Prima, prin YouTube te poți asigura că ai livrat un mesaj către audiența ta. Dă un pic înapoi. Așa. Și este printre puținele canale prin care poți să faci chestia asta. Deci te poți asigura că ai livrat un mesaj și mesajul tău chiar a fost livrat către audiența pe care tu o targetezi. Și aici mă refer la cele primele 5 secunde. Da? În primele 5 secunde, chiar dacă utilizatorul stă acolo și este focusat să dea click pe skip el, timpul este foarte scurt încât el să spună că, bă, mă duc să fac o cafea, mă duc în bucătărie, mai fac altceva. Da? Și el va sta acolo și va aștepta să dea skip el. În momentul în care el este blocat vizual și audio, în fața calculatorului și ascultă mesajul respectiv și el vede. Deci este foarte important să le folosim de la cele prime 5 secunde. Și mai mult decât atât, plata în YouTube este de tip pay-per-view. În YouTube plătim doar pentru utilizatorii care vizualizează integral reclama, dacă este mai scurtă de 30 de secunde, sau vizualizează minim 30 de secunde dacă este mai mare. Da? Deci nu plătim pentru utilizatorii care dau click pe skip-ed. Acum, obiectivul nu este să facem reclame pe care să utilizatorii să dea skip, că noi nu o să plătim, că nu o să funcționeze. Dar e foarte important, și acum te rog să dai un click, să folosim acele prime 5 secunde în care să transmitem un mesaj important pe care îl are compania pe care noi o promovăm. Și aici am dat câteva exemple cu clienții ai noștri. Cred că sunt și link-urile în spate, în prezentare. Și o să vă invit, când priviți prezentarea, să intrați pe reclamele respective și să puneți pauză la fiecare din acești advertiseri în secunda 5. Da? Și să ascultați mesajul din primele 5 secunde. Da? Și o să vedeți că de cele mai multe ori... Și imaginea foarte importantă, tot brand-ul acolo, da, tot... Ce se vede acolo, foarte bine. Da. Și gândiți-vă că chiar puteți să transmiteți un mesaj audio și video în primele 5 secunde și eventual chiar să nu plătiți dacă dă utilizatorul skip-er. Chestia asta, din punctul meu de vedere, mi se pare foarte powerful. Și dacă faci, te rog. Ok. Cât costă, de fapt, și ce plătești în YouTube? Cum am spus, plătești pentru vizualizare reală. Și o să te mai rog să... Sigur. Așa. Aici am pus un screenshot cu un client. Am pornit un test. Testul era pe 3 luni de zile. Și în prima lună a avut un CPV de 0,03 RON. Mai de o dată. În a doua lună a avut un CPV de 0,02 pe vizualizare reală. Și în a treia lună deja au fost zile, nu a fost average-ul de 0,01, dar au fost zile în care am avut și 0,01 RON pe vizualizare reală. Și asta e, când am văzut prima oară când a prezentat Cristi chestia asta, m-am dat seama de ce e avantaj să ai contul de ador setat în lei și nu în dolari sau în euro. E fragmentarea mult mai mică, dar dacă ai în euro, tu poți să ajungi să plătești maxim 1,001 cenți, minim. Da? Care e de 4 ori și ceva mai mult decât plătește Cristi în contul ăsta, decât plătește clientul. Deci, sper că nu plătești pentru clientul. Europa ar fi să-l treci pe contul în România și e scăzut de puțin.
putea să se sau alte modele. Da, așa. Deci, ăsta este un cross pe view foarte bun din punctul meu de vedere. 0.01 run pe view. Mai mult decât atât, dacă profităm de acele prime 5 secunde, acel 0.01 este chiar mai mic. Da? Pentru că vom măsura numărul de impressions, numărul de afișări. Că livrăm un mesaj în primele 5 secunde. Ok, aici am mai spus eu că poți să faci o reclamă pe YouTube, nu mai costă atât de mult. Ok, nu trebuie să faci o reclamă cu actori, cu nebunii și așa mai departe. Deci poți să faci o reclamă video simpatică. O animație, practic. O animație, da, exact, o animație. Și chiar o văzusem o animație de genul ăsta și pe TV, cei de la cel.ro, dacă nu mă înșel, toate reclamele lor sunt animație plus voce. Da? Și costul să faci o chestie de genul ăsta poate fi și sub 1000 de euro. Poți ajunge să plătești chiar și 0.01 RON pe vizualizare reală. Și mai mult decât atât, dacă tu în primele 5 secunde transmiți un mesaj important, costul respectiv este considerabil mai mic decât de 0.01 RON pe vizualizare. Hai că n-am depășit mult. Ce avem fix jumătate de oră. Mai pun și eu un slide, dar după fast forward, un singur slide. Cu preștele ăla, cu suma cea mai mare. De ăsta, ăsta, așa. Bun, am auzit o grămadă de mituri până afiliere acum, cât am văzut clienților, că afilierea este strict un canal orientat pe spre conversie. Ăsta e recordul de bani pe care l-am plătit noi unui afiliat într-o singură lună, bani făcuți de un afiliat. 30.000 de euro. Luna asta avem afiliați și noi avem niște challenge-uri pe două parale pe care puteți să intrați. Avem un afiliat care a depășit 10.000 de vânzări făcute pentru magazine în două parale într-o singură lună. Și dacă nu mă înșel, avem și magazine care au făcut în ultimile zile vânzări de mai multe milioane de lei un magazin, câteva magazine care au depășit 1 milion de lei și câteva mii de vânzări. Deși marketingul afiliat funcționează, probabil că ca orice alt canal trebuie să știi cum să-l folosești. Mulțumim! Dacă aveți întrebări, o întrebare, te rog. Dar nu trebuie să fie pentru mine, trebuie să fie pentru ei. Te rog. Am spus că, acel primul a spus că promovarea AdWords este scumpă. Până la urmă, care a fost răspunsul final? I-ați optimizat costurile? Ați ajuns la costuri mai mici pe click? Da, i-am arătat de ce este scump. Deci i-am renunțat sau a avut mai departe? A renunțat? Nu, nu a renunțat. Nu. Și știam de la început că nu o să renunțe și el știa că nu o să renunțe. Deci era pur și simplu... Da, se întâmplă de multe ori chestia asta. Noi o pățim uneori și asta e ciudat, că o pățim și pe partea de afiliere. Vin la unii clienți, după un anumit timp zic, băi, știți că factura voastră este cam mare. Noi ne uităm, ok, dar cum adică este prea mare? Că dacă este prea mare, înseamnă că noi vă vindem mult. Adică n-are cum să fie prea mare. Da? Deci este, contează foarte mult și cum mă interpretează clientul costul respectiv. Dacă el are marja de 15% și de comision la afiliat de 18%, evident că în momentul în care se adună vânzările și vinde de 1 miliard, să zic, de 100.000 de lei vechi, normal că factura îi se pare prea mare. Asta e principala greșeală. Mulțumim mult, guys! Mulțumim mult! Vă așteptăm!